sunt cei care și cei din imagine de acolo cunosc foarte, sunt și microbiști. Adică le place fotbalul. Da. Ați Sfinții Părinții microbiști, da, românii mai ales, nu? Părintele Epifanie cu siguranță o să vină la meciul când o să dea trofeul FCSB-ului. Da. Cu Clujul. Și da, 90% cred că o să rămână și la meciul de pe 25 mai. Al generației, da, al generației, da, de aur, nu? Care dintre ei? Care este părintele? E în poză? Da, da. Care e dintre ei? De, cel de lângă Nicolae Epifanie, celălalt este Dimitri. Cel de lângă Nicolae, da, în cum ne uităm noi în dreapta, între, nu? Da. Deci cine e domnul din dreapta, părintele din dreapta? Deci cum ne uităm noi, părintele din dreapta? Epifanie. Al... Da? Și celălalt este Dimitri, Gemini. Aha, aha. Așa sunt microbiști? Da, uite și aici. Dar au televizor? Nu, nu există așa. Da? Nu. Nu există, nu? Radio? Nu, nu. Deci nimic care ar face zgomot sau care te-ar distrage? Nu există așa. Păi, deci ce e într-o chimie? Nici oglinzi. Cum, nici oglinzi? Nu. Păi cum adică nici oglinzi? Păi și cum își aranjează barba, de exemplu? Sau cum se tunde? Ei, știu. Nu se tunde. Nu există oglinzi. N-am știut asta. De ce? Nicio n-am întrebat. Ce, ceva legătură cu necuratul, oglinda? Sau acolo, ce? Nu știu, cu necuratul. Nici sau ce, ca să nu te uiți tu la tine, să n-ai mândrie, să te uiți cum arăți, să... Uh-huh. Înțelegi? Da. Deci nu există oglinzi? Nu. Bun, televizor, radio, nu asta există, înțeleg. Așa. Telefoane există? Există, dar nu prea ai semnal. Uh-huh. Nu ai semnal. Decât într-un anumite locuri, acolo au un semnal care... Nu. Uh-huh. Ia uite, deci e în liniște. Dar ce, de ce ești așa de mic? Intrase la apă sau ce s-a întâmplat? Da. Zici că sunt niște sfinții părinți, niște uriași. Ce se par ție în hainele cele negre. Aha. Uh-huh. Da. Aha. Uh-huh. Auzi, auzi ce nu mi se spune. Sunt niște, poze, că am făcut niște poze, dar cred că să vezi că au cu Steaua. Au foarte multe tricouri, au fost și jucători, și MMO a fost. Țin cu cine țin? Cu Steaua? Da. Dar sunt steliști? Da, da. Aoleu, nebunește Talpan. Dacă și sfinții steliști țin cu Steaua, cu FCSB-ul, nebunește. Să uite, uite. Aha. Da, uite ce îmi scrie, eu nu mă pricep, ce îmi scrie Adi Barna. Majoritatea oamenilor... Prieten, nu? Spune, da. Da, cine? Cu cine ești aici? Irineu, părintele Irineu, teologul. Da? Pimen a fost înainte. Aici, aha, mergem la slujbă. Aha. Aici sunt... Aici, care dintre icoane ai vrut să o iei? Nu, că pe asta l-aș fi luat pe amândouă. Deci nu pot să cred. În Vinerea Mare, asta e da vestea lui Talpan, până și sfinții părinți țin cu FCSB-ul, cu, mm-hmm, sunt steliști. Da. Până și sfinții părinți? Da, da. Dar pe Hagi l-au recunoscut, nu? Nu? Știu. A? Da. Nu știu, sunt anumiți părinți sau oameni care am întâlnit acolo, fratele Ioan, de exemplu, care cred că n-au ieșit de 17 ani de acolo. Și ei, în anumite cazuri, ies doar dacă sunt bolnavi, cum... Au venit și acum în țară unii dintre ei. În rest nu prea ies din ritmul lor de acolo, din rugăciune. Când au probleme medicale, o mai vin spre iată sau de ce se în familie, știi că se mai întâmplă. Și... Plătești ceva când te duci în excursie? Plătești excursia, nu? Plătești viza, nu știu, 25 de euro intrarea, 20, viza și... Ce vrei să ajungi? Eu, de exemplu, Sfinții părinți îți dau, te invită la masă fără să plătești nimica? Da, da, nu plătești nimic. Nu, adică creștinește cum ar veni, nu? Nu plătești nimic, nu se cer niciodată nimic. Nu să spui că, uite, ia masă, plătești sau nu știu. Eu am auzit, sunt, nu știu, că nu vreau să intri, că să mai fac excursii și trebuie să plătești mese sau ceva. Sau... Am înțeles. Nu.